Seara, dragi prieteni, suntem aici cu sura. Am avut niște emoții îngrozitoare astăzi. De azi dimineața a fost ieșită placenta, după aia s-a spart. Făceam probleme că o să moară Eduțul. I-am dat 5 ml de oxitocină cam în jurul orei 14. A avut ceva contracții, dar nu mari. A stat o oră, două și a revenit. După care am lăsat-o, am plecat acasă. Acum seara când am venit pe la 7, am văzut că deja se vedeau piciorușele la ied, dar din păcate, ca și la cealaltă, a ieșit cu spatele. De aceea a fost așa greu. Probabil că ea s-a chinuit aproape toată ziua să fete și nu a putut. Și când a... deja era, este epuizată de putere. Acum seara i-a mai făcut încă 2 ml de oxitocină. Și pur și simplu am scos iedul, am prins de picioare și am tras puternic. M-am gândit acum fie ce-o fi, știam că după 12 ore de travaliu nu este bine să mai stea mult iedul în ea. Și din fericire iedul este viu, o ieduță superbă, să sperăm că va fi bine. Un pic este mai plăpândă. Dar am verificat-o, nu am rupt nimic în ea în momentul în care am tras. Mă se pregătește să facă pe al doilea. Și voi aștepta, noi voi mai interveni, să vedem cum va fi poziționat iedul. Sperăm că va fi de data aceasta corect, să nu mai fie cu spatele. Este foarte frumoasă Eduța cu urechile cale prințișorului și culoarea. Parcă ar fi alpin francez la culoare. Uitați-l pe prințișor. A făcut treabă bună. Deja din 4 iezi, 4 Eduțe. Sperăm că va făta și pe al doilea.